Subiectul extraviral zilele acestea este despre reducerea cheltuielilor bugetare. Coaliția se tot învârte în jurul cozii cu discuții privind măsurile prin care ar trebui să facă reduceri la bugetul de stat. Bacă înghețarea angajărilor la stat, bacă înghețarea salariilor, bacă interzicerea ocupării mai multor funcții în consilii de administrație, bacă impozitarea sumelor din salarii care depășesc salariul președintelui țării. Asta ultima e de un populism deșanțat dacă ne gândim că impozitarea cu 10% doar a ce depășește salariul președintelui reprezintă o sumă ridicol de mică pentru un demnitar cu un asemenea venit și care, fie vorba între noi, mai are de cele mai multe ori bani și din trafic de influență sau alte ciubucăreli, contractăreli, că tocmai se ocupau de plafonarea lor recent. Alea cu înghețările chiar nu rezolvă supradimensionarea aparatului de stat, care, dacă ne uităm numai la numărul secretarilor de stat, ce a crescut de 4 ori din 2016 până în 2023, avem deja o imagine despre cât s-a umflat. Dacă îngheață, nu înseamnă că scade. Se învârt partidele de guvernământ în jurul aparatului bugetar, făcând să pară că vor reduce cheltuielile, dar fără să se reducă prea tare, în fapt. Că, na, vin alegerile, acum și ca și supradimensionările s-au făcut și cu ai noștri, și cu ai voștri, și voturile tot de acolo vin, nenicule, bănuții nedeclarați, tot de acolo. Prin urmare, vorba lui Farfuride. Dar să nu se schimbe nimic, ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume în punctele esențiale. Știți cum se învârciucă și ciolacul în jurul cheltuielilor bugetare? Exact cum se învârteau sătenii a doi din comuna Dragodana, Dâmbovița, pe linia hotarului dintre terenurile lor. Nu știți? Au chemat ieri oamenii poliția la un scandal pe câmp între doi vecini care nu pentru teren se certau, se certau pentru un obuz. Da, un obuz aflat acolo de mult. Unul dintre sătenii folosea de ani de zile să-și ascută coasa de el și vecinul, hop, s-a apucat și el să-și ascută coasa de obuz. Dacă terenul e al tău, înseamnă că și obuzul e al tău, îi spunea el celuilalt de față cu oamenii legii când aceștia au ajuns acolo. Polițiștii au chemat reprezentanții ISU și s-a constatat că obiectul scandalului era un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Ei, cam asta e treaba și cu bugetul. Și-au ascuțit guvernanții coasa de el prin rotație, dar nici să-l taie prea tare n-au cum, că face explozie în prag de alegeri. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andrei Tetiva și ne reauzim vineri tot aici în Viva Traffic pe Viva FM la 14:40 cu o nouă ediție din...